În județul Hunedoara există o problemă acută cu medicii de familie, 15 localități rurale neavând doctor. Astfel, aproape 14.000 de hunedoreni nu beneficiază de asistență medicală primară, iar la nivelul Casei Județene de Asigurări de Sănătate și al Prefecturii s-a înființat un grup de lucru pentru remedierea situației. În județul Hunedoara avem o problemă deosebită cu cabinetele medicale individuale, cu medicii de familie. Sunt 15 localități din județ în care nu avem niciun medic care funcționează. Practic 13.788 de oameni nu beneficiază de asistență medicală primară. E o problemă care am adus-o în atenția prefectului. Domnul prefect a dispus înființarea unui grup de lucru în acest sens, să venim cu diferite propuneri constructive către Ministerul Sănătății și către Parlamentul României. E nevoie și de o schimbare a legislației. Specialitatea de medic de familie nu este atractivă din mai multe puncte de vedere pentru medicii din România. O soluție pentru eliminarea acestui neajuns a fost găsită, Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Hunedoara, depunând documentația pentru accesarea a peste 500.000 de euro din fonduri externe în vederea achiziționării unui cabinet medical mobil. În acest proiect mai este partener și un ONG care va asigura asistență medicală la domiciliu. Am luat decizia de a accesa fonduri nerambursabile europene, fonduri norvegiene. Am făcut o cerere de finanțare în luna martie pentru achiziționarea unui cabinet medical mobil cu care vom efectua caravane de monitorizare a bolnavilor din aceste, a pacienților, nu neapărat a bolnavilor, din aceste zone. E o cerere de finanțare de 580.000 de euro depusă, suntem în evaluare și sunt optimist în privința rezultatului. Practic, asta e doar o parte din activitatea finanțată. Suntem în parteneriat cu un ONG care va efectua activități de îngrijire la domiciliu pentru bolnavii care nu se pot deplasa în unități spitalicești pentru a-și trata afecțiunile. În urma acestui demers, Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Hunedoara este prima din țară care și-a propus accesarea de fonduri externe pentru achiziționarea unui cabinet medical mobil. Din câte știu eu, suntem prima casă județeană din România, Casa de Asigurări de Sănătate din România, care depune o astfel de solicitare. Casa Națională mai este beneficiară de astfel de fonduri, însă la nivel de județ suntem primii care am luat o astfel de inițiativă. Cabinetul medical mobil nu este prima premieră națională din acest an pentru sistemul de sănătate din județul Hunedoara. Astfel, în județ au devenit funcționale primele caravane mobile de vaccinare anticovid, Hunedoara fiind pe locul 1 la nivel național la acest capitol. De asemenea, sâmbătă la Deva va fi dat în folosință, tot în premieră națională, un centru de vaccinare anticovid direct din mașină.